Bună dimineața, suntem la Spitalul de Endoscopie și Chirurgie Minim Invazivă Veterinară din București. Suntem într-o intervenție de endourologie, de tratament al calculilor urinari la un cățel de Yorkshire Terrier în vârstă de 10 ani. Cățelul s-a prezentat în urmă cu aproximativ o săptămână la noi, cu blocajul retral. Am reușit să remediem urgența, să-i montăm o sondă. I-am recoltat analize de sânge la momentul respectiv, inclusiv analize de urină. Am aflat componența calculilor. Din păcate, calculii nu se pot trata medicamentos, așa că azi am recurs la o intervenție endoscopică de tratament a acestor pietricele. După cum vedeți, vezica lui este plină de aceste ouă de dinozaur. După cum vedeți, uitați cât de multe sunt, atât la nivelul uretrei, cât și la nivelul vezicii urinare. Dar, din păcate, mai are și o altă complicație a infecțiilor repetate și a calculilor. Are o cistită de tip polipoid. Sunt foarte multe formațiuni care sângerează de la nivelul vezicii urinare, pe care o să le tratăm și pe ele. După ce scoatem calculele, le tratăm cu laser diodă. O să începem să extragem... Hai să iei puțin pensa. O să începem să extragem din calcul. Sunt titlul de endoscop ca să introduc eu pensa. Vedeți, avem foarte, foarte multe pietricele. Bun, deschide, te rog. Încearcă să o prinzi. Perfect. Ține-o bine. Împinge puțin. Am scos o pietricică. Avem o pietricică. Au dimensiuni între 3 mm și 6 mm, de ajuns cât să blocheze uretra și să creeze complicații. Deschide. Plânge. Cele mari o să le luăm one by one. Aici este pietricica mare, care are formă chiar de rinichi, chiar o formă așa de fasole. Pe cățel îl cheamă Boschi. Cred că mama lui se uită la noi acum. Nu știa că intrăm live. Împinge ușurel. Închidem. Împinge înainte. Pietricele de dimensiuni destul de mari pentru un Yorkshire Terrier. Avantajul acestor intervenții endoscopice e că vizualizăm în totalitate calculii, iar în urma acestor intervenții nu avem riscul de a pierde calcul pe la nivelul uretrei, pentru că în intervenția clasică, intervenția obișnuită de cistotomie, în momentul în care tăiem vezica urinară larg, pierdem foarte mulți calculi care pleacă în uretră. Chiar dacă introducem o sondă, de multe ori sonda trece pe lângă calcul, iar ne trezim cu complicații a doua zi, a treia zi, cu pacienții că se blochează din nou și iar sunt în imposibilitatea de a urina. Așa, o să încercăm să vă luăm o parte din ei, să-i luăm cu aspiratorul. Cred că o să putem. Dar trebuie să schimbăm endoscopul, să avem un endoscop mai mic. Să facem chestia asta. Sunt destul de mulți. O să părăsim puțin filmarea live, o să mai revenim în timpul intervenției, inclusiv promitem că o să vă revenim la sfârșit cu detalii, să vedeți exact cum arată vezica urinară după ce extragem în totalitate calculii și după ce operăm și formațiunile din vezica urinară. Menționăm că înainte de a face această intervenție,
am făcut teste să ne asigurăm că acele formațiuni nu sunt, nu sunt canceroase. Ceea ce ar fi fost imposibil, dăm numai balanceră frumos, ar fost imposibil să abordăm în acest mod atât pentru calcul cât și pentru, pentru formațiunile de tip polivoid. O zi plăcută și revenim puțin mai târziu. Bună ziua din nou! Suntem în sala de chirurgie a Spitalului de Endoscopie și Chirurgie Minim-Invazivă Veterinară din București. Suntem cu Boschi, suntem la finalul intervenției de PCCL. Boschi a avut în zona asta, dacă vă aduceți aminte, la începutul intervenției erau foarte, foarte multe pietricele, foarte mulți calculi. În momentul de față nu mai avem absolut niciun calcul, am evacuat toate pietricelele. Vă aduceți aminte aici că era plin de polipi, am reușit să cauterizăm majoritatea polipilor, mai avem foarte puțin de intervenit în momentul de față. A durat aproximativ, cred că 2 ore, intervenție, dacă nu mă înșel, nu am de față controlul timpului. Să vă mai povestim puțin despre el. Deci Costi este un Yorkshire-terier în vârstă de 10 ani, cu calcul vezical și uretral. În urmă cu o săptămână a ajuns la noi cu... nu mai putea urina, era uretra blocată, am reușit să-l deblocăm. Am aflat ce tip de calcule are. Din păcate nu sunt calculi care se poată dizolva medicamentos, așa că am recurs la o intervenție minim invazivă, la o intervenție endoscopică. Dar în momentul în care am efectuat ecografie, am văzut și niște formațiuni polipoide. Am recoltat inclusiv o analiză specială, se numește BRAF mutation, pentru a confirma sau infirma dacă există și o suspiciune de malignitate, adică dacă Boschi ar avea cancer vezical. Din fericire nu are cancer vezical, sunt doar niște formațiuni benigne pe care le-am cauterizat, după cum vedeți la momentul de față. Inițial, când am intrat, erau ca niște stalagmite și stalactite, eram ca într-o peșteră. Iar în momentul de față, vezica lui Boschi este curată, atât de calcul, cât și de polipi. O să închidem filmarea în câteva secunde. Dacă vreți să-i vedeți toată povestea, în urmă cu 2 ore a mai fost o postare live despre Boschi. O să facem inclusiv din terapie cu el niște filmări, să-l vedeți cât de frumos și de drăguț e. Și vă ținem la curent cu informații despre Boschi. O zi plăcută, numai bine!